raza, raza R1, hai să zicem, R1 a cerului. R1 egal cu? 4x2 ar veni, că de-a 4x2, deci 2 cm, înțelegem. Da? Raza cercului. Da. Se cere. Amic, aria și volumul piezii inițiale. Aria. Și volumul. Cântului de corp. Aria. Oare se referă la aria laterală sau aria totală? La aria totală. Aria totală, da? Da. Deci aria, încă o dată? Se aflați aria și volumul piesei inițiale. Piesei inițiale, adică atunci de corp. Aria totală. Volumul. Volumul. Trunchiului de corp. Trunchi. De corp. De. De aria și volumul cilindrului înlăturat. Aria și volumul. Aria și volumul. Cilindrului înlăturat. Aria totală și volumul. Cilindru înlăturat. La ce mic aflați aria și volumul piesei finale? Aria și volumul piesei finale. Și volumul piesei finale. V. Este finale. Să facem un trunchi de corp. Aici. Asta. Vedem ce am avut acum secțiunea axială, da? Așa, care e trapeziul sesoscel. Și acum reprezentăm repede, nu? Să-i dăm forma. Și la fel aici. Și în partea asta, iată cum arată A, B, A prim, B prim. Și se extrage un cilindru. O prim. Și cilindrul acesta care se extrage, trebuie să-l văd așa. Acest cu oală proarică. Poate nu mai să duce, da? Și se extrage un cilindru care arată așa. Da? Deci, asta este ce e scos. Și rămâne piesa, practic. Să punem problema. Are total și volumul trunchiului de corp. Deci, are total egal cu fiul. Iar mai cu seric. Iar mai cu știu, eu nu știu. Generatoarea asta este, da? Da, deci nu mergem din B'. O dăm cu E cu acesta. B prin B cu B. Și știm înălțimea că e de 20. Deci asta e de 20. B prin. B prin E, cum am văzut, mai egal cu 20. Și MB-ul este R mare minus R mic, nu? R mare minus R mic și egal cu 10 minus 6. 4. Egal cu 4 cm. Și acum, în triunghiul diale. În triunghiul M, B, B prim. M, B, B prim. Avem B de 4, B prim de 20. Deci M, B egal 4. M prim. B prim egal cu 20. Și atunci... Generatoarea de dată. Rezultă că... Generatoarea de dată.
plecat cu radical din 400 și plus 16, plus 416. Plus 16, deci cam cu 400, radical 416. Pare să descopărim, să vedem ce sunt factori, să vedem divizorii, da? Deci 416 radii, prin cât? Prin 2. Prin 2. Și o să fie 2, 0, 8. Iar prin 2. 1, 0, 4. Iar prin 2. 52. Iar prin 2. 26. Iar prin 2. 13. Și iată 13. 4, care din 26. Deci face 2 la 2, 4, 5, de la 5 ani. Deci este egal cu radical din 2 la 5 ani, văd? 14. Este un 16. Nu. Un 4. 4 este, da? Da. Este 4. Da, 4. E 2 la 4 ori 2. Da. Și este un 2 la 2, deci 4 radical din 2 ori 13, 26. 4 radical din 26 generatoare. Așadar, voi spune că am mai parte cu pi ori 4 radical din 26 pe lângă. Adică 16 ori 4. Eu 64 pi. 64 pi radical din 26. Deci 24 pi radical din 26 este cine? Area totală. Volumul. Păi H pe 3. Da. H pe 3 pe lângă R mare pătrat plus R micropătrat plus R ori rămarea R. Pi H parte, nu? Pi H. Ai zis mai H tu. Pi, da? Pi. Mă spuneți dacă e bine sau? E bine, da? Pi H se face, pentru că e mare pătrat, plus R mic pătrat, plus R mare, ori R mic. Și egal cu... 20 pi supra 3, pe lângă? Pe lângă 100 plus 36 plus 60. Plus 60. 20 pi pe 3. 20 pi supra 3. Ori 196. Ori 196. 196. Se mai simplificare pe... Da, pentru 3. Ia să vedem. 20 și 16, nu. 16 împărțit la 3? Nu se împarte. Deci nu merge simplificat. E 3,920. Hai să mulțim cu 20 pe 1,196 și face 2, 0, 2, 6, 14, 2, 18, 19. 3,920 pi supra 3. Supra 3 centimetri cubi. Da? Centimetri cubi. Și mai deasupra centimetri pătrat. Unde sus am văzut aici. Centimetri pătrați. Am văzut area trunchiului, volumul. Acum să vedem area totală, volumul cilindrului. Cine-i 2 pi iar pătrat? Pi 1 iar pătrat este area unui cerc. Și ar pi iar pătrat are celălalt cerc, nu? Da. Și acum are laterală a cilindrului? Cum era formula aceea? Mai ține minte? Hai să desfășurăm. Când am desfășurat ce devine între dunghi. Și, și una din, adică lungimea, este 2 pi R, e cercul. 2 pi R ori... Deci 2 pi R ori... Ce?
vrei să spui G, generatoarea de la cilindru. Da. Deci, încă o dată, area totală a cilindrului este 2pi, este 2pi r pătrat, e 1 pătrat, mă ce să o legi, am dat pe r la cilindru 4, nu? Da. Așa, da, 2pi r 1 pătrat plus pi, 2pi, 2pi r 1 ori h, ca să nu confundăm cu, cu generatoarea datată aici la trunchi. Și e să fac eu comun 2pi r 1, deci 2pi r 1, pe lângă r 1 plus h. Care înseamnă egal mai departe cu 2pi? Ori 2. 2pi. Ori r 1. Care e 2? Ori 2, da? Da. Ori 2 devine ori 2 pe lângă 2, 2 plus h 20. 20. Plus 20. Adică 4pi. Și face 4pi ori 22. Da? Și 88pi. Și face 88pi. Centimetri pătrați. 88pi centimetri pătrați. Volumul cilindrului este egal cu aria bazei ori înălțimea. Deci aria bazei ori înălțimea. Adică pi e pătrat. Deci pi e 1 pătrat, da? Ori h. Adică pi 4 ori 4 ori 20. Și face 80 pi centimetri cubi. Asta este volumul cilindrului. Deci am arătat asta și volumul. Și acum mi se cere area totală și volumul piesei finale. Din area plus câte mare cilindru. Din area plus câte mare cilindru și dezvoltarea corpului rămas dependent. Ia să vedem. Atunci, atunci, și... Ce am spus? Nu, ce e chestia finală? Da, pentru arii. Pentru arii trebuie să adunăm. Atenție că adunăm. Deci, practic, din aria laterală, adică aria totală, dacă vrei, noi învelim, corect ar fi să aflăm aria laterală a trunchiului, când venim pe exterior. Pe urmă, învelim și cine? Coroana asta circulară, care înseamnă fostul, fostul, cum se zice mai simplu, cum se numește asta? Fostul cerc. Vedem cercul mic, nu? Da. Are cercul mare, mic, are cercul mic. Dar asta se întâmplă tocmai când scădem arii. La fel și jos. Dar trebuie să adunăm acum și area laterală a cui? Area laterală a cilindrului. Vedem și acolo. Insistă pe asta. Deci noi, după ce am scos mijlocul, a rămas area laterală a trunchiului, area coroanei acestea. E o coroană circulară, adică este un cerc, așa trebuie să vedeți. Cercul mare și cercul mare, așa. Și cercul mic. Și atunci, din cercul mare, vedem cercul mic, ca să vedem coroana. Și la fel și sus. Din cercul mare, scădem cercul mic și ne rămâne coroana. Și după urmă, pune și la area laterală la cilindru. Da? Hai să zicem. Deci area totală piesă, area totală piesă, este egal cu area laterală a trunchiului de cor, trunchi coroanei, plus area coroanei circulare 1, adică coroana circulară, să spunem, de jos, plus aria
coroane circulare, chiar J. Are coroane circulare de jos, la baza de jos. Și are coroane circulare S. S, de la de sus, la partea superioară. Și plus, area laterală a cilindrului. Are lateral cilindrul. Și da, acum mai departe. Are laterală trunchiului icoană. Care era formula? La trunchiul icoană. Are lateral. Pierhaș. Pierhaș. Am pierge. Cât? Pierge. Pierge? Unde era pierge? Deci la trunchiul de corn, are laterală a trunchiului de corn. N-am făcut-o și astăzi? Am făcut area totală. Area totală, am făcut-o pe genul unghier mare, nu se mică. Și are laterală, nu avem și are laterală. Uitați-vă la formă de antațiunea. Uitați-vă la antațiunea. Are laterală a trunchiului și are totală a trunchiului. Deci a făcut-o acolo, e are laterală. Și are totală cum este? Are laterală plus baze mari, plus are baze mici. Sigur că da. Deci aici ce am făcut este area laterală, iar area totală egal cu area laterală plus area baze mari plus area baze mici. Și ar fi fost corect. Ce? Pi, ge, pentru el mare cu ser mic. Nu așa? Pi, ge, pentru el mare cu ser mic. Plus area bază mare care este pi, el mare pătrat. Plus pi, el mic pătrat. Că sunt cercuri. Și sus și jos. Așa, încât... Mai este un pi, el pătrat. Pi nu iese, uite, adică nu, nu e peste, nu un pi îți iese. Dar n-am pătrat peste tot. Deci asta este formula arei totale. Pentru că la area laterală pui și area bazei mari și area bazei mici. Da. Am modificat pe și area laterală. Am făcut-o pentru corectitudine, dacă la area totală s-a referit autorul aici. Atunci mai trebuia să adăugă și pi, da, pi el mare pătrat, pi el mic pătrat. Noi am făcut-o pe G, am calculat acolo și am zis pi așa. Aici trebuie să mai adăugăm, hai să vedem aici, la ce am găsit mai înainte, area laterală, cât am găsit acolo? Spuneți-mi. 64 radical din 26. Radical din 26, ce pi. Da. Plus. Asta este area laterală. Și acum, area totală. Area totală. Este area laterală care am deschis-o. Plus pi. Am zis-o pi, el mare pătrat. Plus pi, el mic pătrat. Și egal cu. Pe asta am găsit-o 64. Pi. Radical din 26 plus 64 radical din 26 pi, da, plus 100 pi și plus 36, parcă era 6, 36 pi. Și face, în final, 64 radical din 26 plus 100 plus 36. Tot ori pi. Nu știu ce se mai poate spate. Nu, așa o las. 36 pi plus 136 pi face aici, da. 64 radical din 26 pi plus 136 pi. Asta este răspunsul pe reclamarea totală. Da. Ce a făcut să fie la mare la treabă. Bun.
ne toace la problema noastră. Și vorba de area laterală a trunchiului de corn. Adică pe lângă mare plus ermit. Deci egal cu... Și am, am făcut-o ca să mai fertic. 64 radical din 26 pi. Așa, 64. Radical din 26 pi. Plus. Area coroanei celulare de jos. Adică din area cercului mare, scădem area cercului mic. Adică pi r mare pătrat minus pi r 1. Pi r mic am dat sus. Pi r 1 la 5. Da? Deci, hai să scriem așa aici. Area coroanei circulare de jos, din partea de jos, egal cu pi r mare pătrat minus pi r 1 pătrat. Da. R 1 la cilindru. Și egal cu pi pe lângă 100. 100 minus 4. E 2 parte, da. Da? Minus 4 își face e 96 pi centimetri pătrați. Area coroanei circulare din partea de sus este pi ier mic. Da? Ier mic. Pătrat minus pi ier 1 pătrat. Și face pi pe lângă. Iar cât era 36. 36. Minus 4. Egal cu 32 pi. Egal cu 32 pi centimetri pătrați. Centimetri pătrați. Și acum facem și înlocuim. Da. Și mă duc aici și înlocuim. Dună 96 pi centimetri pătrați. Plus 96. Pi. Centimetri pătrați. Da. Dacă punem centimetri pătrați, punem și aici centimetri pătrați. Corect că este să spună tot timpul, dar din economia de scris, să pun la sfârșit. Plus, am spus, 32 pi. 32 pi. Și area laterală a cilindrului. Hai să facem și area laterală a cilindrului. Area laterală a cilindrului este 2 pi r 2 pi r h h. Că generatoarea cilindrului e chiar înălțimea trunchiului nostru. 2 pi r h. Așa. Deci 2 pi r h. 2 ori 10. 10. Deci 2 ori 10 ori 20. Ori 20. Egal cu 400 pi. Și face 400 pi. 400 pi. Centimetri pătrați. Centimetri pătrați. Plus 400. Plus 400. Pi. Sunt mai scoate un pi în factor de pi. Exact, dacă vrei. Dar hai să adunem cu ăștia. Lăsăm 64. Radical de 26 pi. Și plus cât fac aici? 400. 500. 528. 8. Așa e bine? E bine, da? 528 pi centimetri. Dar nu am terminat. De ce nu am terminat? Aba, dar mai... Am mai putea să scoate factorul cu 1. Și acolo 64 și 28. Nu mai are nimic. Am 4 ar merge. Da. Deci este 28 sunt 4. E 4. Da, și să fie 4. Da, lăsăm așa, că nu e atât. Da, dar de la egalitate. În final, nu vă lăsăm creazul pentru chestia asta. Păi, vedem o dată. Deci când mi-a zis alea totală a feți, a chiesei, te gândești că data e vopsiune. Și vopsești peste tot piesa. Se vopsește pe exterior, coroana circulară și vopsește și în interior. Și atunci am spus că este area laterală a trunchiului de corn.
usarea coroanei ciclare de jos, usarea coroanei ciclare de sus și plus area laterală a cilindrului. Da? Deci așa trebuie. Așa, mecanic spuneai, cum ai zis, din area totală a piesei, scădem area unde merge la volum asta. Din volumul total, și cele și asta, da. Din volumul total, scădem volumul cilindrului care ai scos. I-ai scos două ăsta, sub formă de cilindru, care ar fi, nu din piesă. Deci la volum, da, dar are area totală, asta trebuie să gândiți. Dacă ați vopsi și unde vopsi și toată piesa, atunci toată asta trebuie văzut așa. Îi scriu că area finală, area laterală cilindru plus area totală a trunchiului tipon, minus două ori area bazei cilindrului. Păi este aceeași treabă, că am zis, cum spun acolo. Deci area laterală cilindru, da. Plus area trunchiului de coan totală. Area laterală a cilindrului, da. Da, plus area totală trunchi, minus două ori area bazei cilindrului. Așa e, e și asta corect. Când noi am scos o felând, am scos din partea de sus cilindru. Am scos de partea de jos, iar cilindru. Și el a zis bine, din area totală a trunchiului de bon, a scăzut area cilindrului acesta, că e gaură acolo, și area cilindrului acesta. Deci, o dată și o dată. Deci, de două ori, din area totală a trunchiului, că a făcut-o mai înainte. Area totală a trunchiului a făcut-o aici, da? Da. Minus de două ori area, area bazei. Și este corect în final. Dar răspunsul trebuie să fie la fel. Da, nu mai da răspunsul. Da. Ideea de lucru. Ideea de lucru. Dar eu am comentat-o și am spus că este corect. Da. Și așa am gândit și noi, că am zis ce? Coroana cerulară din cercul mare a scăzut cercul mic. Coroana cerulară de sus din cercul mare a scăzut cercul mic. Și este corectă discuția totală. Dar el merge destul de rapid, pentru că are area totală făcută înainte. Și din area totală scade doar cilindrul, cercul de la area bazei cilindrului. Sus și jos. Da, așa este. E corect asta. Da. Ce volum. Volum. Hai să vedem volumul. O să zicem volumul piese. Trunchiul de corn, volumul trunchiului de corn plus volumul cilindrului. Deci, volumul. Volumul trunchiului de corn. Plus volumul. Păi de ce plus? Că îl scoți. Și volumul piese. Și rămas gaura acolo. Deci, atenție, nu plus volum. Volumul trunchiului le lași pe cilindru. Și mai pui încă o dată cilindru, nu se poate, e scos, vă zici. Tocmai am demarcat asta. Deci, volumul... O să fie egal. Aveați calculat 3920 bin. Deci, spunem așa, volumul. Volumul piesei. Egal cu volumul trunchiului de cor, minus volumul cilindrului. Și egal, puneți acolo 3920 pi. Cât? 3920 pi pe 3. 3920 pi supra 3. Minus 80 pi. Minus 80 pi. Că erau calculate. Și am luat așa și pe 920 pi. Minus 240 supra 3 și egal cu 3680. 3680 680 pi totul supra 3. Centimetri cubi, da? Suntem acolo. Și cu asta s-a făcut. Dintre subiecte cele două subiecte, care vi s-a făcut mai interesant? Care este subiectul? E sumul și
Dintre de 11 legi, cele două probleme la subiectul ăsta. Cu? Cu trandafirii. A fost cel mai interesant. Și ca formare, punctul ce? Da. Că punctele celelalte ar pașe pe el, a fost la nebună. Deci punctul ce a fost mai interesant. Ne oprim aici că sunt foarte obosit. Rămâne să discutăm. Sinteză? Să facem sinteză. Și... Că de ceasul? Păi, avea 97. Așa. Trebuie să ajung și eu. Trebuie cum am mama. Șapte, seara asta, te descurci singur. Da, unde